Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de pe San Andreas Multiplayer, fraților. Înainte de a începe, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați butonul de like și dacă vă place ceea ce fac să vă abonați. Înainte de a începe, vreau să opresc ploaia. Setul 12, 11, poate se va opri ploaia, nu știu, ia dai. 16. Bun. Da. A început școala, fraților. Asta este. Bine, înainte să intru în pâine, să vorbim despre alte chestii și așa mai departe, vreau să vă mulțumesc pentru suportul de la ultimele episoade. Deci chiar vă mulțumesc extrem de mult. La episodul ăla cu nu mă las de OG Times am strâns undeva la peste 73 de like-uri. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru suport și pentru feedback-ul de la acel episod, dar și de la episodul cu De aici a început totul, în care v-am prezentat primele mele căști. Și acela a fost un episod de succes. Și celelalte episoade de Sam și de alte jocuri care au strâns peste 20 de like-uri. De fapt, cele de Sam peste 30, iar episodul de... Bine, nu o să vorbesc despre episodul ăla, dar celelalte gameplay-uri care au strâns peste 30 de like-uri. Așa că vreau să vă mulțumesc. Bun, înainte de toate vreau să văd dacă filmez. Da, filmez, fiindcă nu știu de ce nu mi se mai aprinde LED-ul de la camera web. Eu am un LED la camera web, atunci când fac facecam și când filmez și când intru în jocuri și trebuie să folosesc microfonul, se aprinde acel LED. Na, de data asta nu s-a mai aprins, nu știu de ce. Bun, hai să vedem și noi quest și să vorbim despre chestiile astea. Bun, hai să dăm și un HUD, așa, nu știu de ce am puține FPS-uri. Așa, bun. Cumpăr o butură de la orice magazin, n-am înțeles, mergem să bem la o băută. Pentru în cinstea școlii, în cinstea, na, că a început școala, mergem la o băută. Bun, ce vreau să vă spun. În timpul ăsta în care am fost plecat, am fost la București de vineri până duminică, ieri seara m-am întors. A fost ok la București. Ce am făcut la București o să vă spun într-un alt episod. Oricum am avut niște mesaje de la câțiva susținători de pe Instagram care m-au întrebat unde în București, unde în București. Desigur că le-am răspuns, nu vreau să mă oferez, nu aș fi avut vreun motiv să mă oferez de cineva bun. Dar lăsăm treaba cu Bucureștiul la o parte, fiindcă o să vorbesc despre București în alt, în alt episod, în alt video, nu într-un videoclip de gameplay. Așa. Bun. Hai să dăm și noi așa și... Na, modurile le aveți în descriere. Și de data asta sper să nu uit să le pun în descriere, fiindcă am spus mereu că să le pun în descriere și mi-am mai uitat. Asta e viața, bun. Bă, mai am și eu o săptămână de rank-up. Săptămâna viitoare voi lua rank-up. Marțea viitoare, o să iau rank 4, na, o să fie totul ok. Bun, hai să dăm aici bai, ne luăm vin și hai să dăm o dușcă pentru că a început școala, ia să-i dăm una pe așa. Hai să-i mai dăm una. Și gata, frate, a început școala, am băut în cinstea școlii. E totul ok, bun. Așa, ce vreau să mai vorbesc, în descriere aveți OG coduri pe care le puteți utiliza cu comanda OG code, v-am mai spus. Eu nu am level între 1 și 5, dar voi dacă aveți între 1 și 5 puteți beneficia de un OG code din care puteți primi puncte premium, respect points-uri și așa mai departe, chiar nu mai știu ce se primește. Bun. Bun. Altceva, nu știu ce o să vă mai spun din aventura asta de la București, dar m-am spus că o să povestesc într-un alt video, pe un alt format. Da, faza e că a început școala, astăzi suntem în 11 septembrie, dar nu credeam niciodată că să mai ajung la școală, dar se pare că am ajuns din nou la școală. Bă, e păcat, fiindcă vacanța e să tu trăiești, dar am pus un episod de dimineață în care n-am mai spus acolo că na, vacanța trebuie și ea lăsată la o parte și trebuie să ne punem cu burta pe carte, bă. Bun, am făcut quest-ul ăla, hai să dau stats.
Am 157-160 de respect points pentru level 41, deci aș mai avea nevoie de un payday și un quest, dar n-am voie să fac quest-ul ăla, așa că de două payday-uri. Bun. Bă, parcă avea la și 17, bă, teribil, dar am data oprită. Am data astupată, ascunsă în puii mei, așa, bun. Mi-am pus casa la vânzare, fraților, fiindcă vreau să cumpăr o casă în Los Santos, unde să stăm toți, fiindcă știu că multora nu vă convine să veniți până în San Fierro, să vă aduceți mașinile să dați rent acolo, așa că am zis că mai bine pun casa aia la vânzare și cumpăr una în Los Santos, fiindcă așa aș avea mai multe avantaje. Bun. Pe de o altă parte, casa costă 700 de milioane, este prețul pus, trebuie să te duci și să dai doar buy house lângă ea acolo. Probabil că mulți dintre voi să spuneți, bă, 700 de milioane, cam mult. Nu consider să fie mult, frate, adică eu am luat-o cu 600 și băiatul de la care am luat-o a spus, băi, o dau cu 600, fiindcă i-am luat garaj, avea garaj cumpărat și garajul e 400 de milioane, știi, 400 de milioane nu e mult, nu e nici puțin. Și na, omul trebuia să scoată, scuze frate meu, dar nu pot să-ți răspund, omul trebuia să scoată pârleala de pe casă, înțelegi? Și na, el nu mi-a zis cât a dat pe casă, dar a zis că o dă cu 600 de milioane, fiindcă are garaj, 600 de milioane, 400 de milioane este un garaj, e garajul. Așa că eu am luat-o cu 600 și am mai pus încă 100, deci eu la casă, pe mine casa m-a costat 1 miliard în total. Adică casa și garajul. Garajul 400, deci eu am dat în total 1 miliard să fac casa și o dau, o dau cu... o dau cu 700, nu cred că e un preț atât de mare, deci de la 1 miliard cât am băgat în ea, s-o dau cu 600-700, e ok. La preț mai pot negocia undeva până pe la 650 de milioane, mai puțin nu voi lăsa și na, cam atât. Ia mă frate, las RP, vreau și să mai dau câteva RP-uri. Pe 32 mai sus a fost. A, nu. Hai frate că vreau și să dau un râpă. RP 20, RP list 1. Și 20 are cineva? Hai frate. Am făcut aseară o... Na. Mână. Ok. RP list 1. RP 7. Bine frate, uite am dat la și 20. Bun. Am dat aseară, am făcut aseară o sesiune de anunțuri gratuite. Am făcut 17 anunțuri și na, vreau să știu așa că am 20, știi? Și mai dau două RP-uri. RP 26. Bun, păi cam atât o să fie cu acest clip, sper că v-a plăcut, nu uitați de like și de un subscribe, eu am fost Răzvan și vă pup, fratele, salut!